N-aș vrea să stabilez numai decât un termen de comparație între cele două poete, dar zice că are un atuo sensul că poezia aceasta lapidară, fără rimă, în vers liber, șolto, cum se zice, o prinde și aș sfătui eu personal să persiste pe această latură. Încolo, sigur că sunt trăsături comune și din punct de vedere prozodic, o să recit câte ceva. De pildă, această încercare de autodefiniție poetică sunt, și acest sunt devine un refren interesant, și mai cu seamă sunt gândul marinarilor vestiți. Ce frumos, le amintește și de o rămanță a lui Ion Minulescu. Da, un marinar la flot. Da. Iată ce frumos, o lume deșartă. Am observat că, dincolo de această vitalitate debordantă, le amintește și de Blaga, zice, dați-mi un duc voi munților să joc, să... în spirit panteist, dincolo de asta apare și un sentiment al deșertăciunii, în chip straniu, la o vârstă la care de regulă începi să vezi constructiv, începi să-ți faci planuri, începi să te avânzi. Dar nu e rău, pentru că orice poet trăiește ambivalent. Da? Are când această vitalitate, când o poftă de a se retrage cumva sub cochilie. Iată poezia O lume deșartă, tresarea lumea vie a deșertăciunii. Misochii grei pe cunoaștere și de fumul speranțelor umane. Versuri excelente îmi trebuie, dacă mă gândesc mai bine, m-am rătăcit între mine și inima ta. Sau, cât îmi doream să te sărut sub vâsc, dar soarele s-a demut de umbra copacilor. Ce frumos! Cruciadele duse numele iubirii, dragostea umbla liberă prin venele mele. Frumos. În partea ei. Sunt foarte multe crâmpeie superbe care pot alcătui ele însele poezii de sine stătătoare. Spuneam de poezii scurte în vers liber, iată, crescusem. O densitate semantică remarcabilă. Crescusem atât de mult în ochii tăi, încât ai fost nevoit să mă plângi, ca să nu te inund pe dinăuntru. Foarte frumos. Mai mult decât atât, fără excrescențe verbale, fără searbă de retorică. Sau, e greu. E greu să mai privesc un răsărit, când tu mi-ai fost soare atâta timp, mi se pare că s-a mai recitat, s-a întors acasă sufletul meu și am tăiat vițelul cel gras. Iată câteva versuri cu aspect de parabolă. Și, sigur, sunt și poezii de factură, mai zice, mai puțin gravă. E vorba și de poezii cu aspect de fabulă, par destinate unei cărți pentru copii, unor cărticele pentru copii de colorat, cum ar fi Faptă Rea, cu un pisoi isteț frumos, cu greierele. Deci o naivitate. Și încă o poezie și închei. De fapt, trei versuri. Curiozitate. Ți-am redat zâmbetul doar ca să văd cum îți stă cu el. Mulțumesc. Thank you.